Avocado News, jurnal pentru copii. Avocado News, jurnalul elevilor de la Școala TV Dicție.ro. Bună ziua, doamnelor, domnilor și dragi copii! Începe Avocado News, jurnalul construit de elevii Școlii TV Dicție.ro, special pentru cei mici, dar pot rămâne și părinții sau bunicii la televizor. Nu ne supărăm! Iată principalele titluri. Vești minunate pentru pasionații de jocuri video. A fost lansat un program de masterat special pentru aceștia. Și telescopul spațial James Webb a detectat cea mai îndepărtată gaură neagră supermasivă. Oamenii de știință susțin că s-a format acum 13,2 miliarde de ani, iar elevii din țările de jos nu vor mai avea voie cu telefoane, ceasuri inteligente și tablete în sările de cursuri. Vă propun să începem! Vești bune pentru pasionații de jocuri video! Universitatea Politehnică din Timișoara lansează un program de masterat special pentru cei pasionați de astfel de activități. Sunt disponibile 20 de locuri. Are detalii colegul meu Luca Burlacu de la Școala TV Dicție.ro. Bună ziua, Luca! Bună ziua, Maia! Pasionații de jocuri se pot forma sau dezvolta la Universitatea Politehnică din Timișoara, care lansează programul de masterat Game Development, anunță instituția. Noul program de masterat se adesează nu doar absolvenților de specializări tehnice, ci absolvenților din domeniu precum design sau arte. Studenții vor învăța despre diverse aspecte ale dezvoltării jocurilor, cum ar fi designul, grafica și animația, programarea jocurilor, sunetul și muzica în jocuri, testarea și evaluarea lor, precum și aspecte de gestionare a proiectelor în industria jocurilor video. Sunt disponibile 20 de locuri la buget și alte 15 cu taxă. Iar acum, haideți să-l privim pe colegul meu de la Școala TV Dicție.ro, Andy Crăciun, care se află la o grădină zoologică. Bună ziua, doamnelor, domnilor și dragi copii! Astăzi mă aflu în grădina zoologică Nireghihaza, una dintre cele mai mari grădini zoologice din Europa, aflată la 5 km de orașul Nireghihaza din Ungaria. Această grădină zoologică se află în zona de recreație Sosto, care oferă multiple servicii, printre care o plajă, un bazin public de not și spa. Grădina zoologică Nireghihaza a fost deschisă în anul 1974 sub numele Parcul Sălbatic al orașului Nireghihaza, iar în anul 1996 noul director a decis să deschidă o adevărată grădină zoologică în acest oraș. Tot în acest an au fost aduse și specii de animale africane. Ulterior, grădina zoologică devine primul zoo de provincie care expune vizitatorilor foci într-un bazin și una dintre puținele care are un hotel printre animale. În această grădină zoologică puteți întâlni animale cu origini europene, dar și animale exotice, girafe, rechini, șerpi, elefanți, dar și cămile. Dacă vreți un surplus de adrenalină, puteți încerca o plimbare cu cămila, fără a fi nevoie să mergeți în deșert, sau puteți vizita girafele de la o distanță foarte mică. Un fenomen rar s-a produs pe cerul nopții săptămâna trecută. Superluna a strălucit puternic pe cerul celor mai importante locuri de pe glob, de la Egipt până la Grecia și, bineînțeles, România. Acest fenomen, când luna este mai aproape de Terra decât în mod normal, are loc doar de câteva ori pe an. Are detalii colega mea de la Școala TV Dicție.ro, Adelina Preda. Bună ziua, Adelina! Bună ziua, Maia! Satelitul natural al Terrei s-a aflat la mai puțin de 365.000 de kilometri de planetă, cu aproximativ 22.000 de kilometri mai aproape decât obicei. Superluna din luna iulie a fost prima dintre cele patru așteptate în acest an și unul dintre cele mai mari fenomene astronomice. Pe măsură ce luna se învârte în jurul Pământului, nu este un cerc perfect. Deci, există puncte pe orbita sa în care este puțin mai aproape sau puțin mai departe de Pământ, a explicat profesorul Shannon Schmoll, scrie CNN. Termenul de superlună a fost creat pentru prima dată în 1979 ca o modalitate de a descrie orice lună nouă sau plină care se află la 90% de punctul cel mai apropiat de Terra de pe orbita sa. Apropierea de Pământ face superluna să pară mai mare și mai strălucitoare în comparație cu lunile pline obișnuite. Imaginile cu superluna n-au fost singurele cadre spectaculoase surprinse pe cer în ultima perioadă. Un satelit situat la 36.000 de kilometri deasupra Africii Ecuatoriale a filmat un adevărat spectacol creat de fulgere. Ne spune mai multe colega mea de la Școala TV Dicție.ro, Cristina Ghiță. Bună ziua, Cristina! Bună ziua, Maia! Fulgerele și tunetele par înfricoșătoare, iar uneori chiar te pot trece fiorii dacă în timpul unei furtuni te afli în locul nepotrivit.
Cu toate acestea, fulgerele sunt și unele dintre cele mai spectaculoase fenomene meteo. Recent, clipuri incredibile cu fulgerele care se răspândesc pe pământ au fost publicate de Agenția Meteorologică Europeană. Phil Evans, directorul general al agenției, a descris filmele ca fiind fantastice. Acestea au fost realizate pe un nou instrument care a fost plasat la 36.000 de kilometri deasupra Africii Ecuatoriale în luna decembrie, scrie BBC. Odată ce va fi pus în funcțiune în totalitate, instrumentul de imagistică va deveni un instrument esențial pentru meteorologi, care vor urmări apariția furtunilor violente. Spațial James Webb a detectat cea mai îndepărtată gaură neagră activă supermasivă. Oamenii de știință susțin că s-a format acum 13,2 miliarde de ani. Știe mai multe colegul meu de la școala TV Dicție.ro, Luca Burlacu. Bună ziua, Luca! Bună ziua, Maia! Gaura neagră supermasivă detectată acum de James Webb este găzduită de o galaxie ce s-a format la 570 de milioane de ani după Big Bang, deci acum 13,2 miliarde de ani. Galaxia se numește CERS 1019 și un lucru special este că gaura neagră din centrul ei este cea mai puțin masivă descoperită în universul timpuriu, fiind de 9 milioane de ori mai grea decât Soarele. Deși este mai mică, această gaură neagră este deosebită fiindcă s-a format cu așa de mult timp în urmă și încă este greu de explicat cum s-a putut forma așa de aproape de începutul universului. Gaura neagră descoperită are mai multe în comun cu cea din centrul Căii Lactee, gaura care are 4,6 milioane de mase solare. O altă descoperire interesantă a fost făcută de astronomii din Regatul Unit. Aceștia spun că ploile de pe Soare încălzesc atmosfera astrului, lucru care nu mai fusese observat până acum. Are detalii colegul meu de la școala TV Dicție.ro, Eric Dinu. Bună ziua, Eric! Bună ziua, Maia! Sonda europeană Solar Orbiter a reușit să observe de la o distanță relativ mică ploile coronale, un fenomen care explică temperaturile ce depășesc 1 milion de grade Celsius în coroana Soarelui. Temperatura internă a Soarelui, care atinge 15 milioane de grade Celsius în centrul său, scade până la circa 5.000 de grade Celsius la suprafața astrului, în fotosferă. Însă ea urcă la aproximativ 1 milion de grade Celsius dincolo de ea, în coroana solară, cel mai îndepărtat strat extern din atmosfera Soarelui, alcătuit din plasmă, un gaz puternic ionizat. Explicația acestei încălziri se bazează pe observații fără precedent ale ploilor coronale. Fizicienii sunt de părere că aceste noi observații ne oferă indicii importante despre principalele mistere ale Soarelui și mai ales despre modul în care este încălzită coroana astrului. Meta, compania mamă a Facebook, a lansat o nouă rețea de socializare. Se numește Threads și poate fi descrisă drept o platformă foarte asemănătoare cu Twitter, deținută de Elon Musk. Știe mai multe colegul meu de la școala TV Dicție.ro, Nicolas Parichi. Bună ziua, Nicolas! Bună ziua, Maia! Oamenii din lumea întreagă au fost foarte curioși să vadă cum arată noua rețea socială a lui Mark Zuckerberg. De aceea, în nici 24 de ore de la lansare, Threads a ajuns la 30 de milioane de conturi active. O serie de celebrități, precum Jennifer Lopez, Shakira și Hugh Jackman, și-au deschis deja conturi Threads, la fel ca Netflix și Washington Post, Reuters și The Economist.
Aplicația a fost lansată în 100 de țări și funcționează în prezent fără publicitate. Este descrisă de experți ca fiind cea mai mare provocare cu care se confruntă Twitter-ul lui Elon Musk, care a fost deja slăbit de o serie de eșecuri. Utilizatorii se pot loga pe Threads în baza contului de Instagram. Postările de acolo sunt asemănătoare cu cele de pe Twitter și pot avea 500 de caractere. Meta Verified pentru Instagram și Facebook este disponibil și în România. Noul serviciu îți oferă posibilitatea ca, în schimbul unui abonament, să ai celebra bifă albastră la conturile din rețeaua Meta. Ne spune mai multe colega mea de la școala tvdicție.ro, Ilinca Olar. Bună ziua, Ilinca! Bună ziua, Maia! Serviciul lansat în Australia și Noua Zeelandă la începutul acestui an este oficial disponibil și la noi. Costă 84 de lei pe lună, iar în schimbul banilor, conturile tale vor fi verificate prin celebra bifă albastră, care era disponibilă până acum doar persoanelor publice și vedetelor. Practic, ecosonul albastru care atestă autenticitatea conturilor. Mișcarea lui Zuckerberg seamănă cu măsura similară introdusă de Elon Musk pe Twitter anul trecut, imediat după ce a cumpărat rețeaua socială. Bifa albastră pe Twitter costă 8 dolari pe lună. Un craniu de dinozaur enorm a fost descoperit în Australia. Acest lucru confirmă că sauropodele, specii caracterizate prin gât foarte lung, cozi lungi și capete mici, au călătorit din America de Sud în Australia, prin Antarctica. Ne spune mai multe colega mea de la școala tvdicție.ro, Antonia Drăghici. Bună ziua, Antonia! Cercetătorii au confirmat descoperirea celui mai complet craniu de sauropod enorm într-o zonă îndepărtată din statul australian Queensland. Craniul aproape complet, aparținând unui dinozaur numit de cercetători N, a fost identificat ca aparținând speciei Diamantinosaurus matilde, un membru al grupului de dinozauri sauropoda. Acești dinozauri aveau capul mic, gâtul și coada lungi, corpul asemănător unui butoi și membre columnare. Fragmentele de craniu fosilizate datează din urmă cu 98-95 de milioane de ani. Oamenii de știință spun că acest lucru arată că sauropodele s-au deplasat între America de Sud și Australia, prin Antarctica, în Cretacicul Mijlociu, lucru greu de crezut până acum. Două portrete realizate de Rembrandt, păstrate 200 de ani într-o colecție privată, au fost vândute cu 13 milioane de euro. Ne spune mai multe colega mea de la școala tvdicție.ro, Sara Staicu. Bună ziua, Sara! Bună ziua, Maia! Picturile în ulei ale maestrului olandez din secolul al XVII-lea au rămas în proprietatea aceleiași familii până când un expert le-a remarcat în timpul unei evaluări de rutină. Portretele, care ar data din 1635, îi prezintă pe un instalator în vârstă, Jan Willems van der Plum, și pe soția acestuia, Japan Karls. Cuplul, pictat într-un stil intim și neobișnuit pentru artistul flămând, se număra printre prietenii familiei lui Rembrandt și era originar din orașul său natal, Leiden. Un strămoș al proprietarilor actuali a cumpărat tablourile la o licitație organizată de Casa Christie's în 1824, când au fost repertorizate ca fiind opere ale pictorului Rembrandt. De atunci, ele au rămas în colecția privată a acelei familii. Casa de licitații Christie's spera să obțină între 5 milioane și 8 milioane de lire sterline pentru cele două portrete ovale de 20 de centimetri înălțime și 16,5 cm lățime, care au fost vândute în cele din urmă cu suma de 11,23 milioane de lire sterline. O canoe maiașă înconjurată de oseminte de oameni și animale, descoperită într-o peșteră subacvatică din Mexic. Arheologii consideră că ar fi fost folosită pentru un ritual al acestei populații. Ne spune mai multe colega mea de la școala tvdicție.ro, Adelina Preda. Bună ziua, Adelina! Bună ziua, Maia! O canoe din lemn înconjurată de oseminte de origine umană și de animale a fost descoperită în apropierea orașului Maya Chichen Itza. Barca a fost descoperită încă din 2021 de o echipă de scafandri într-o peșteră subacvatică, situată la 4,6 metri sub nivelul mării. Maiașii credeau că peșterile și dolinele reprezintă porți spre lumea de dincolo. Analiza cu carbon radioactiv a lemnului arată că acestea provine din secolul XVI, conform arheologilor. Elevii din țările de jos nu vor mai avea voie cu telefoane, ceasuri inteligente și tablete în sălile de cursuri. Oficialii consideră că în acest fel adolescenților nu le va mai fi distrasă atenția. Are detalii colega mea de la școala tvdicție.ro, Ilinca Olar. Bună ziua, Ilinca! Bună ziua, Maia!
Telefoanele mobile, tabletele și ceasurile inteligente vor fi interzise în mare parte din sălile de cursuri din țările de jos începând de la 1 ianuarie 2024, a anunțat marți guvernul olandez. Autoritățile încearcă să limiteze astfel sursele care distrag atenția elevilor în timpul lecțiilor. Elevii trebuie să poată să se concentreze și să poată să beneficieze de șansa de a învăța bine. Telefoanele mobile sunt o perturbare, au arătat studiile științifice. Trebuie să îi protejăm pe elevi de acest lucru, a spus ministrul olandez al educației. Un CD foarte rar al cântărețului britanic Ed Sheeran, înregistrat pe vremea când era la școală, s-a vândut contra sumei de 8.000 de lire sterline. Are detalii colega mea de la școala tvdicție.ro, Cristina Ghiță. Bună ziua, Cristina! Bună ziua, Maia! Discul Spinning Man, care include 14 piese, a fost înregistrat în locuința vedetei la sfârșitul lui 2004 și începutul lui 2005, pe când Ed Sheeran avea 13 ani. Înregistrarea, care conține o scurtă biografie și o secțiune pentru mulțumiri, a fost estimată la o sumă cuprinsă între 5.000 și 8.000 de lire sterline. În 2020, o copie a Spinning Man a fost adjudecată pentru 50.000 de lire sterline. Vânzătorul nu a dorit să-și facă publică identitatea, potrivit casei de licitații. Legendara trupă The Eagles și-a anunțat un turneu live de adio în America de Nord. Are detalii colega mea de la școala tvdicție.ro, Sara Staicu. Bună ziua, Sara! Bună ziua, Maia! Grupul american Eagles, cunoscut în întreaga lume mai ales datorită cântecului Hotel California, a anunțat că va susține un turneu de adio care va începe la New York în luna septembrie. Rockerii din California vor susține 13 concerte care au fost programate inițial în acest turneu din septembrie până noiembrie, doar în Statele Unite. Lungul nostru parcurs a durat mai mult decât oricare dintre noi și-ar fi imaginat vreodată. Însă totul are un sfârșit și pentru noi a venit momentul să închidem cercul, au declarat muzicienii americani. Trupa Eagles a fost înființată în 1971 și a dominat topurile americane din anii 1970 cu piesele sale extrem de populare precum Take It Easy, One of These Nights și Hotel California, considerate în prezent cântece clasice ale muzicii rock. Grupul american, care s-a destrămat și reformat de mai multe ori, a vândut peste 150 de milioane de albume în întreaga lume și a câștigat 6 premii Grammy. Rubrica de gramatică. Cum e corect? A sclânti sau a scrânti? Gramatica ne ajută atât în scriere cât și în vorbire. Este foarte important să știm regulile de scriere și de pronunție și să nu avem dubii atunci când vine vorba să le punem în aplicare. Există o confuzie destul de mare în ceea ce privește varianta corectă în situația a sclânti sau a scrânti. Conform dicționarului ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române, varianta corectă este a scrânti. Este greșită forma a sclânti. Atât pentru azi. Și nu uitați, dacă vă doriți o comunicare corectă și îngrijită în limba română, încercați să țineți cont de sfaturile mele. Vă recomand să lecturați și cartea 613 greșeli gramaticale în limba română de Carmen Ivanov. Urmează Bucultura. Dacă vă întrebați ce să mai citiți, vă spunem noi. De fapt, ne spune colegul meu de la școala tvdicție.ro, Iadan Liberman. Bună ziua, Iadan! Bună ziua, Maia! Astăzi vă recomandăm Goana către orașul de aur, adică volumul 5 din seria Vânătorii de Comori, de Chris Grebenstein și James Patterson. În noua lor aventură, renumiții Vânătorii de Comori se află în Peru și descoperă o veche hartă către orașul incaș Paititi, căutat de secole întregi. Doar un obstacol are de trecut familia Kid până să ajungă într-un oraș de aur, Rechini. Mai sunt și șerpi și pirații și săgețile otrăvite și capcanele de tot felul, asta ca să-ți faci o idee. Sper că ți-am stârnit curiozitatea, așa că vă urez spor la citit. Și nu uitați, cartea se găsește în librării și la biblioteci. Sport la Avocado News. După atât
atât a citit, merităm o pauză. Și nu orice pauză, ci una sportivă. Deci nu plecați din fața micilor ecrane. Urmează știrile sportive aduse de colegul meu de la școala TVdicție.ro, Robert Socol. Pentru că nu uitați, o minte sănătoasă va fi mai sănătoasă într-un corp sănătos. Bună ziua, Robert! Bună ziua, Maia! Bună ziua, doamnelor și domnilor! Șepșii este super campioana României. Echipa din Sfântul Gheorghe a învins-o pe Farul Constanța cu scorul de 1-0. Covăsnenii ridică al patrulea trofeu din istoria clubului. Astfel, câștigătoarea cupei a învins-o pe campioana României prin reușita lui Ion Gheorghe. Șepșii a repetat performanța din sezonul trecut, când a ridicat de asemenea supercupa. Italianul Carlo Ancelotti, actualul antrenor al echipei Real Madrid, va prelua funcția de selecționer al Braziliei în vara anului 2024. Mutarea a fost confirmată de președintele Confederației Braziliene de Fotbal, conform jurnalistului sportiv Fabrizio Romano. Carlo Ancelotti mai are un an de contract cu Real Madrid, echipa cu care a câștigat multe trofee importante. Acum e vremea să aflăm și cum va fi vremea. Colega mea de la școala de televiziune Dicție.ro, Alexandra Mincu, ne spune ce și cum trebuie să luăm cu noi pentru a ști cum să ne îmbrăcăm în acest weekend. Bună ziua, Alexandra! Meteo. Bună ziua, Robert! Bună ziua, doamnelor și domnilor! Vremea e ca vremurile, schimbătoare. Vremea este foarte călduroasă, pe alocuri chiar caniculară, mai ales în zonele de câmpie și în București. Vor fi maxime termice care vor trece de 35 de grade la umbră în majoritatea regiunilor. Cu toate acestea, instabilitatea atmosferică este ridicată, mai ales la munte și spre seară, când sunt posibile și ploi torențiale și vijelii. Hai, vă salutăm noi, cei de la Avocado News, și vă așteptăm pe recepție și săptămâna viitoare. O săptămână cu zâmbete să aveți și nu uitați că nimeni nu-i perfect. De aceea vă arătăm și câteva imagini din culisele Avocado News. Nu plecați așadar de la televizor. Amuzant! Nu plecați de la televizor. Urmează rubrica de bâlbe. Ce glumă bună! Nu pot să cred! Râd mor! Antonia de Gri... Nu, nu! Se poate! Ce glumă bună! Nu pot să cred! Râd mor! O seminte, da, bine! O seminte, da! Începe Avocado News, jurnalul construit de... De ce? De cine? De ce? Cum? Ce glumă bună! Nu pot să cred! E de Doamne ajută! Nu am chef azi, nu am chef azi, n-am chef de nimic. Hai, poți dau? Că vreau și să scap să mă duc acasă. N-am chef de nimic. Nu am chef azi, nu am chef azi. Am vrut să întreb ceva. Dacă câinele poate să muște, de ce muștele nu poate să câine? Mr. Conrad, you, my friend, are being audited. No. La 1 dimineața m-a trezit o muscă, apoi a început să mă mănânce peste tot și m-am culcat înapoi la 2. Și cu musca aia ce ai făcut? A rămas acolo. Unde? În cameră. Și nu te-a mai zăpăcit? De când am adormit n-am mai auzit nimic. Și acum tot acolo e? Da. Musca? Și nu o scoți afară? Uite, am mușcături peste tot. Musca aia pe care în voia ta ai putut să o dea afară și a făcut prieteni, simțeai? Da. Întâi vine musca și îmi face bâz-bâz în creier. Apoi vine țânțarul și mă ciupește. Și eu nu știu că-i țânțarul, că am ochii închiși. Abia m-am trezit, îmi face bâz-bâz și dau cu mâinile pe acolo. Și vine țânțarul și mă... Uite.
Ați urmărit Avocado News, jurnal pentru copii. Pe săptămâna viitoare!